cava și travailul să vi-l duc, că deja am învățat și franceză, vățuc, măi oameni, vățuc, din România, de la mine de acasă, mă, de la masa mea, mă, de la mobilierile mele, de la tavanile mele, de la ni, la lele. Cioc, mă, dăm cioc, mă, vine iepurașul, mă, ni pe fereastră, nu te uita, că nu-i de tine să te uiți în partea aia. Mai oameni, mă, e travail în Franța, în cavaș. E travail. Deci eu, până acum, eu n-am vizitat Franța. Eu m-am dus așa numai, ni mașină. M-au purtat. Cine m-au purtat atunci? Înțelegeți? Dar acum cu nasote, bine, că m-am impus și eu. Dar nu, că nasote și-au lăsat treburile, mă. Și-au lăsat treburile și-au zis, coconașule, hai să... Că nasote, o stat nu știu câți ani acolo, mă, cavaș. Vă știți cum vorbește nasote din Buza de jos pe franceză? Doamne, ferește apără. Le știe, le are. Le chanson foie, la maison și din ele, oi. Și o zis, hai să așa cunoște Parisul, pe tu nu crezi. Bă, așa-l cunoști ca pe siget. Așa mere pe cu mașina pe acolo, pipu, nu mai trebuie din ăla. La guș și la gușă. Nimic, mere cu mașina, din nu mă cunoștea străzile, am un acid. Am un acid că nu credeți. Uitați-vă, oameni, mă, așa e când cumperi voi de acolo, mă. Uitați-vă aici. Am cumpărat... Ia din asta, Nia. Am cumpărat. Gratii de conanard de nu știu ce. Înțelegeți? Și eu am crezut că e carne din aia, măi, mâncava și Dumnezeu să vin, mă. Am crezut că e conservă de carne. Și nu zici că am mâncat jumătate de ea. Deam un acid de nu mai pot. E din aia să pui, dai, nu știu cum, jumăr din ele, nu știu cum, carne din aia, dar esență. Să pui un pic acolo mâncare de gust. Și eu am mâncat, mâncava și esență. Esența am mâncat și curul mă ustură de numai. Am un acid de nu mai pot, în gât mi se oprește. Ioi, să nu-mi facă mămăliga mai mare acid. Deci, băi, prietenilor, e frumos. Am fost în niște localuri, am cunoscut, bine, că pe o parte am cunoscut dinainte, dar acolo am cunoscut niște oameni români stabiliți la Paris. Adică, eu vă zic drept. Nu tăți la Paris, tă. Ei zice că la Paris. Dar cam o oră jumate e mers până la Paris. Tu știi, mami, că majorul nu stă în Paris. Ca și cum ai zice Florești mic. Huedin. Deci, bă, oameni, ca și cum e acolo la București. Chitila, păi ești din Chitila, dar zici că ești din București. Înțelegeți? Sau știu eu, din Plopeni și zici că ești din Brașov. În fine. Deci e distanță mare. Nu, bă, da. Sunt care stă, dar nu. Să ai casă în Paris, e greu, scumpe. Milioane de euro, milioane, e scumpe, mă. Păi nu m-au casă așa afară, acolo, cum am zis eu, ca și Clujul Edin, e 3-400 de mii de euro, de nu mai bine. Înțelegeți? Dar vedeți, voi în clipuri. Am fost, bă, la niște români care
Deci nu-ți vii două căs, mă. Două căs. Ha? Nu-ți vine să căs, mă. Tine. Oamenii, mă, muncitor, n-ai ce să faci. Deci, domnilor, după cum vă spun, la Paris, dacă n-ai... Ești decapitat. Dacă n-ai subvenție, eu unde... Am văzut pe una la un magazin din ăsta, ca Bila, Penny Market, din ăsta, magazin din ăsta. O gipsy. Stătea acolo la căruță. E un euro, mă, fi seama la căruță. Tu-ți dai seama aia numai pe zi, de prinde numai 100 de oameni. 100 de euro îi face, nu 100, 80. 80 îi face. Stă acolo la căruț și nu știu eu unde are, înțelegi? Ori îi dă căruțul și îi dă ea banii, îi iei banii, ori ea ia căruțul și zice la, nu știu cum zice în franceză, dar zice cumva mulțumesc și înțelegeți. Și ea ia căruțul și ia euro, un euro. Păi și la mine au venit, apoi eu n-am vrut să-i dau. Am păcălit, atât așa am purtat. Apă, și cum au făcut? M-au făcut cu mașina, cu nasul, că tăt, da, ar Dumnezeu și așa face. Da, ar Dumnezeu. Nina, să-te că zice să-i ia ăsta gălit. Băi, oameni, vedeți, bă, ce, dacă-i dai bine, dacă nu, nu. Eu știam că așa se ăsta. Dar n-am filmat faza asta. N-am filmat că n-am fost pe fază. N-am avut camera în buzunar. Deci, domnilor, s-o găta cu restaurante fine. Numai în restaurante fine am fost. Numai în restaurante fine, mă. Și la Bruxelles, și la... Am uitat cum îi zice la orașul ăla, la țara aia altă. Unde a mai fost bot? Păi am pus poza acolo. Ceva stat din ăsta. Am fost într-un stat din ăsta foarte tare. La acolo bucătarii, bă. Îți dai seama, mă, cum vine, mă, cu carnea aia și în ea. Bă, țepușă. Îți tăia numai aia frită, așa, și mergea și o ducea înapoi și o băga. Și o rotisa. S-o uita la tine în blit, vine iară, spune, fai de capul meu, mă, ce avansat să-ți. Și noi aici, nici Speedy s-o pusă, i-am cumpărat alune, 80 de euro. 80 de euro am dat pe Speedy și pe pâță. Muzli și alune din alea, vezi să fer, mamă, liga aia, să nu faci cu cogoloșă, cu arsurile care le am în mine, cred că fermentează ca vulcanii. Ha? Ce credeți voi? Obositoare, domnule. Am făcut 12.000 de kilometri. Păi vă dați seama că nu numai la Paris. Am mers mai multe lucruri. A ce ai pus tu apă, mămăligă? Bot. Du-te, mă, și vezi de clipul tău și taci. Păi da, tu după ce fierbe, pui apă, mămăligă. Da, pun când vreau. Și înainte și după. De-aia, pe da, de-aia mă strâng eu cu stomacul și da, cu absurile. Tragă, mămăliga ta, fă-o pe foc cu ăla mare, nu pe foc mic. Deci s-o găta cu mâncărurile fine, măi. Intrăm în iară. Intrăm în... Păi mamă ligă cu lapte, păi mamă ligă cu smântână. Înțelegeți voi cum stă treaba? Păi picioși pe zamă. Păi curent pe zamă. Ce vrei? Asta e. Sănătos să fim. A
ce facem? Îmi povestești cu ea până fierbe? Da, tu mă răi să mă terorizezi? Vrei să-ți iau camera asta, să-ți o dau din cap? Păi dar stai și te uiți în oală. Da, să mă uit la tine? Păi dacă fac mămăligă, nu trebuie să stau lângă mămăligă. Extraordinar. Eu cred că ai fost terorizat pe acolo. A fost. Am fost terorizat. Am fost de nasote. Au reușit să te terorizeze? Am fost terorizat de nasote. Cred că tu l-ai terorizat pe el. Da, cum să nu. Eu cu el am zis, nu mă mai duc în viața vieții mele. Da. Nu mă mai duc. Eu da niște bășini, am vrut să sar la 180 pe oră pe geam. Cred că ai durnicii erau a tale. Da, vezi de treabă. Hai de capul meu și conduce și scrie mesaj și vorbe la telefon. Nu mă interesează, nu mă duc. Am ajuns acasă cu bine. Speedy, te rog frumos. Te rog frumos că ai văzut că ți-am adus muzli, ți-am adus alunii de toate felurile. Ți-am adus. Te rog, vezi că nu mâncă ăștia de la casa de copii ce ți-a duc eu ție. Alo, să ne înțelegem. Da, băi, oameni, mă. Oboseală mare. Nu mi-ai pus prosop. O trebuie să mă știu cu prosopile de pe la hotel. Păi așa trebuie eu când îmi spuneam, dar ce pui prosop, dai o săran să-mi duc prosop cu mine? Nu, am te-a lăsat să vezi cum e, fără prosop. Du-te tu. Eu v-am zis că de-abia aștepta să scăpați de mine. Da. Stați liniștiți. Stați liniștiți. Că numai mâine nu-i pui mâine. Pare bine că ți-am pus geacă și n-ai murit de frică. Și la geacă ai zis, dacă mie trebuie geacă, dar eu-s băia. Eu nu-mi duc geacă. Pantalon scurs. Am înghețat de frig să mor eu dacă nu. Ai de capul meu. Yo. Mai bine mi-a plăcut mâncarea, măi, ca la unguri, mă. Du-te, măi, om, oameni, măi. Ca la unguri, mă. Vă dați seama că am oprit la paprika cearga, mă. Păi și-o luat nasote, vedeți un clip să mor eu dacă nu i-o pus ticiorul din spate de la șordănaș. Ia și-a-n-i o bocănă, mă. Uite, ia și-a-n-i. Și eu am comandat un șnițăl vienez. Să nu mi ajute Dumnezeu de n-o fuzi atâta în ea. Nimă. N-ai o fuzi, mă. Bine, dar sunt bandit. L-am mâncat fără pita. Și cartofii ăia, nu știu cum i-au făcut cartofii, ca și fierți în aburi, dar avea gust de sos de ananas. Da, bine am mâncat esență din aia. Dai de capul meu să mânc eu din aia, mă, oameni, mă. Da, știu, da. Am luat conservă din aia de la borcal. Eu când am cumpărat din ăla sos, din ăla să cumpăr carne, mi le-a aruncat. Ai zis, dar ce? Mie să nu mai cumpăr din ăla. Pe ce sos ai cumpărat? Că eu am dat 700 de euro. Da, și după două săptămâni te-ai dus în metro sau unde și ai cumpărat două borcane de sos. Stai, am că ți le fac, îți fac carnea să le mânci. Păi ăsta ai dat 78 de euro pe un borcan. Și n-ai știut ce vei, nu mă l-ai cumpărat. Tu ce ai crezut că e? Păi ea s-a desenat pe porc bistreț. Și tu ce ai gândit? Păi la rând te-ai văzut hipopotam? Ai crezut că e coda la porc. Am mai pățit odată așa în Ungaria, mă mâncau, ajut Dumnezeu, chiar prima dată când am mers. Cam când am avut acidul ăsta, ne-am amintit. Din alea ce pui în supă, nu vegeta, nu știu cum le zice, alea dreptunghiulare, într-o cutie, vreo 10 sau 20. De alea maronii. Le-ai uns pe pâine? Nu, că am crezut că e din aia, cum îi zice, halva.
Și-am băgat una din aia în gură, mă. De nu m-a usturat gura, mă, și amestecat. Am zis, ce Dumnezeu de arba e asta, mă? Condiment de ăla de zamă, mă. Bine, că l-am scuptit, dar m-am apucat de-am înghițit de el. Ai, e capul meu. Într-o oară de zamă pui o din aia, un pătrățăr din aia. Îți zice și așa deștept. Că ai puțin multe. Ai făcut multe prostii de aia, ești așa deștept. Ai, e capul meu. Eu, ciocita. Și, și Naso te-a terorizat, dar și eu l-am terorizat. A, m-am lăsat eu. El cu mesajele și cu telefoanele, eu îi dădeam niște bășâni. Vă dați seama, constipat de 3 zile. Că dați-vă seama. Mohorul, mohorul. Să uitau franțuzoicile după mine. De ce? Pe, cum să? Că le-a trecut de 80 ani, nu? Întreabă până la sute. Da, da. Au fost francești care m-au cunoscut. Franțuzoice sau francești? Au fost francești care m-au cunoscut. Deci nu le-au venit să creadă. Franțuzoice? Un pic. Un pic era și... Nu mai vinem. Censurai. Nu mai vinem. Censurai, bata. Deci nu mai vinem în coș. Un pic era. O mișculație mică. Da, ce? Te-ai aruncat de putur, nu e făr. Catedrala. Tu nu-i cum să mergi, unde mergi tu numai? Păstătă. Am trecut pe acolo, am filmat, ne-am dus, am vizitat la... Am vizitat, am mers pe acolo, pe la... Cum îi zice? Turneifel. Și ne-am întors, că trebuie să asta. Că de mai stăteam în oraș, eram în zonă. Când ajungem unde o trebuie să merg, numai dă la televizor că l-a făcut catedrala. Mă! Vă dați seama, mă, și acolo, mă! Ce manevră! Dar nu e foc, mă, acolo, mă, că acolo nu mere să lucre orice muncitor. O zis cineva, nu știu, ne-a văzut scris, că înainte cu trizele s-a făcut exercițiu din ăla. Dar cum crezi tu? Acolo nu există, mă, muncitori, cred că, și acolo cred că mers, nu că fumători, că acolo nu de la țigară și iarbă. Acolo a fost manevră, mă. Ați văzut câți bani s-au strâns mâncața și a doua zi erau 300 de milioane, mă, de euro donați. Și stați să vedeți încă cât se donează. Fuuu. Eu când am zis să donați câte un euro, doi, iau și la plăcere. Oare să-ți dau și-o ție foc? Dar ce să facă ăștia, că le pare bine. Da, cum nu dorează nimica. Da, le pare bine, poate-ți da ție ceva. Le pare bine la ăștia să mă vadă că nu mai exist. Bă, 7 zile, bă, n-am fost acasă, bă. Mi-a căzut YouTube-ul în cap, mă. Așa băieți sunteți. Mi-ați distribuit și voi clipuri pe acolo, pe dincolo. Încă să nu mai înscrieți, Nerso ești cel mai așa și Nerso ești cel mai așa, că vă dau blocaj, mă. Hei, vrăjală
lungă sărăcia omului. Fapte! Fapte! Cadă mie YouTube-ul în cap, mă. Jumate. Nu bă. Pe unde am fost la Paris și ne-am întâlnit cu români, bine. Asta lapte. Ce? Lapte. Ai zis că nu e asta. Încă am adus lapte din Germania. Da? Da. Bine, că pretindea luna sote, neamuri, verișoare, dar ne-o invita numai, dacă nu la restaurant, acasă la ei. Locații extraordinare. Vedeți în clipuri. Vedeți în clipuri. Oameni de omenie, mă. Dar am citit acolo un coment în Mâncavaș că mi-a scris că dacă nu îmi plătește unul și altul la restaurant, eu mor de foame. Voi sunteți proști la curmă. Eu am 4 kg de aur, mă, și voi ziceți că mor de foame, mă. Ha? Ha? 160 de mii de euro cash, mă. Hm? Voi ziceți că mor de foame. Trebuia să mă duc să vomit prima dată. Tot în sus, pe gât, în mine. Mă face acid mai mare oare. Nu tu știi ce ai mâncat, pe unde ai fost. Dar din aia am mâncat tu. Dar mai ia și mai mâncă, poate trece. Sau din ăla care ai făcut tu. Săracul de tine, serios. De la tine. Du-te, nu mai spune. Ca și un om. Nu știu cum faci tu cașul ăla om de absorbă jumate de kil de ulei. Bine așa îi. Mănâncă mâncare la borcan de acum înainte. Dar cine m-a pus să cumpăr din ăla? Sote, bă, oamenii și oprește la restaurant și le dă câte o zamă, mă, la tăți, bă, și la călători. Gata, melodia latino-rus, dedicație. Cu oile, nu se dă la pe lume. Stai să vedeți ce dedicație are Tino. Ion din Pintic și primarul din Teaca. Mersul băiat.
流亡之日子，发这 clipul live, să vă fac dedicație, dar voi să încheieți. Dă-i! Medicament pentru arsuri. Și medicament. Și tot. Adă telefonul. Nenorocire curată. Doamne, dă să-mi treacă. Și tu zi, e pasta de jumări inteligente. Tu vezi că am mâncat jumări, ia pasta de jumări și n-am avut nimic. Ce n-am voie să mă îngrăsim? Ai voie. Cine o zis că n-am voie? Eu. Nasote? Da? Vezi, să nu mânci așa gol cuptită din borcanile alea mici de carne, știi tu ce ai cumpărat și tu. Păi m-ai învățat să mânci bine. Bun? Da. Bine, nu, cum zici tu? Cum e? Păi acum zic să nu mânci. E esență, măi, omule, de pus, dacă faci un guiaș, să pui o linguriță din aia două, în labos. Eu mănânc așa, la, fără, eu am mâncat acum o jumate, am mâncat pe la amiază o jumate din borcanul, dar nu jumate, mai puțin de jumate am mâncat și am un acid de numai, mă, scrie pe el că e esență pentru mâncare din aia. Să-i dea gust. M-am luat bine, băgați-ai limba sânge. Dar ce tu ți-ai luat din astea? Mai luat bine. Ce faci? Eu m-am pus în pat, am mâncat mămăligă cu smântână și mă pui în pat. Și eu m-am pus. N-a bine. N-a bine. Bine, nasote, ceau. Ceau. Ăsta n-are nimic. Ăsta mâncă, știi cât mâncă? Așa ceva n-am văzut. Am fost la un restaurant portughez.
Deci câtă carne ne-o pusă la restaurantul ăla, din aia de vacă din aia, cam un kil jumate de unul. Eu n-am mâncat-o tot acolo rămas. N-ați o mâncat-o, asta a fost pe la ora 4 și la ora 7 am mers la restaurant chinezesc. O rupt și acolo vreo 6 porți. Are arderile bune. Are. Urmează clipuri de pe Franța, Germania, pompierul, am fost la pompierul, Coiosul, Ungaria, Austria, alo, iau.